Bună ziua, dragilor! Bine vă regăsesc la un. sau bună seara, pentru că de obicei este spre seara, așa, minutul de conștientizare. Ne regăsim alături de mine, Alexandra Mihărtescu, Alexa Event, la un nou episod, minutul de conștientizare. Continuăm uh, cu privire la aspectul relațional în funcție de vibrația interioară și ajungem la cei cu vibrația interioară 6. E, ei sunt acei, acele persoane născute în zilele de 6, 15 sau 24 a oricărei luni. Ei au vibrația 6. Bineînțeles că contează modul în care este format acest 6, dar um, în esență el rămâne un 6 și atunci uh, felul de a fi acelei persoane cu vibrația interioară, felul său de a fi interiorul său, modul în care el funcționează, caracterul lui, rămâne în esență vibrația care rezultă, da? cu mici fluctuații sau aspecte detalii pe care le putem discuta punctual când, nu știu, într-o consiliere sau într-un curs de numerologie, dar cei născuți în ziua de șase caută cumva să îi împace pe ceilalți și ei sunt iubitori de a avea relații, cumva dependenți de relații, de tot felul, mai ales de relația de cuplu. Dacă doi uite poate să facă o dependență chiar de mama sau de anumite relații, dar nu neapărat de parteneriat, cu toate că și de partener în sensul de cuplu, cu toate că și acolo poate să apară. Șasele, sigur, îi se pune pata pe copii, în cazul, în aspectul negativ, am putea să spunem așa, și pe uh, tot ce înseamnă familie și cuplu. Deci ei sunt cei care caută relațiile, tot pe termen lung am putea să spunem, uh, pentru simplu fapt că uh, caută armonia, caută confortul, caută luxul, așa cum îl văd luxul, da? uh, atât în sens material cât și uh, în aspectul social sau uh, alte aspecte ale vieții. Ideea este că cei cu vibrație interioară 6 se vor simți tot timpul vinovați sau responsabili să-i ajute pe ceilalți dragi lui, bineînțeles, nu pe oricine, um, și atunci își pot lua anumite responsabilități mai mult decât pot duce sau pot face anumite lucruri doar de dragul să fie bine și ulterior să ajungă să se simtă frustrați și să vă certați cu ei și poate chiar să devină agresivi. Atenție, agresiv, nu violenți, nu neapărat violenți, dar pur și simplu să simțiți de, la, de la, din partea lor o tensiune care se adună. Mai mult decât atât, relația sexuală, în cazul în care e vorbim de parteneri sau sunteți într-o relație și aveți vibrație interioară 6, este un aspect important, nu cât de des, dar e un aspect, nu neapărat cât de des, dar este un aspect important. Chiar dacă pentru mulți poate să fie un tabu, chiar și pentru cei cu vibrație interioară 6, asta poate să creeze multe suferințe și multe probleme relaționale. În cuplu și ulterior și în relațiile celelalte, pentru că apar, fr apar frustrările în direcția asta, sau plecând de aici. Bun. Deci, dacă aveți copii, Părinți și știu ce alte persoane cu vibrație interioară 6, de asemenea trebuie să știți că ei le știu pe toate, așa dascăli, care într-un aspect negativ le știu pe toate, adică fac pe tot cunoscătorii și caută cumva să te uni ucenicească, da? adică devii un ucenic pentru el și el te învață cum anume să faci lucrurile, cum să ții mătura în mână. Cum să, nu știu, gândești, cum să simți, cum să nu simți. Și de aici și o tendință de a te sufoca, de a te controla, de a se asigura că liniștea și armonia este păstrată, și cumva consideră că doar el este singurul responsabil pentru ca aceasta să rămână păstrată, liniștea, mă refer și armonia, că dacă nu, se transformă tot într-un haos și tot da Un om care are o haos în interior, un om cu vibrații interioare 6, care are haos în interior, are tendința să atragă un haos și în exterior, bineînțeles, și de aici tot felul de probleme care pot apărea și suferințe acute, am putea să le spunem așa, vin din relațiile acestea unde apar oamenii dragi, nu orice relații, da? unde pentru ei e important omul din față sau din relația respectivă. Așadar, și de pot să ei au o capacitate foarte bună de creație și pot să creeze relații, cum am zis, armonioase, dar la fel de bine pot să distrugă relațiile, premianți pot fi la distrugerea relațiilor, mai bine ca oricare alții. Da? Dar în egală măsură asta au în ei depinde acum de ce anume fac și de aspectul și alte detalii ale matriței persoanei respective da? și Rolul social și așa mai departe, da? Trebuie să înțelegeți că sunt multe aspecte la care ne putem uita pentru a înțelege omul în adevărata sa natură și în adevăratul său mod de funcționare, da? Dar cunoscând vibrația interioară, deja știi care sunt așteptările omului respectiv când intră în relații. Știi că el e iubitor de armonie, păi atunci du-te și oferi armonie sau dacă știi că nu poți oferi armonie sau discută cu el, da? mediază, fă în așa fel încât să, să existe o comunicare între voi pentru a asigura această latură. Da? Sau pentru, nu știu, îl chemați, e partener de business și l-ați chemat să discute și îl țineți, nu știu, pe coș de nucă, exagerez acum, dar pentru că pentru un șase e important confortul și dacă îl chemați și îl țineți într-un spațiu inconfortabil, prea frig, prea cald, inconfortabil patul pe care stă, canapea, făcea acolo, e, deja uite cum relația sau discuția poate să se deterioreze în momentul respectiv sau pe o perioadă mai lungă pentru simplu fapt că nu s-a simțit confortabil. Inclusiv hainele de pe el îl pot face să se simte inconfortabil. Da? Pentru că contează, sunt mai, sunt preponderent kinestezici cei cu vibrații interioară 6, da? Ei sunt cu simțirea foarte, foarte mult, dar în sensul chiar de kinestezie. Bun, eu zic că am dat suficiente detalii, v-ați put putut face o idee cu privire la ce înseamnă relația cu o persoană cu vibrație interioară 6. Rămâne să-mi povestiți voi ce ați mai conștientizat, bineînțeles. Exemple din viața voastră le aștept în comentarii. Pentru a viziona și pentru a fi notificați cu privire la aceste filmulețe, cu drag, vă invit să ne urmăriți pe YouTube, da? pe Alexa Event canalul de YouTube, pe Alexa Event canalul de Facebook, pe Alexa Event apare da, Instagram-ul și TikTok, mai urc și acolo din când în când, unde simțiți voi, important este să vă fie cu folos. Până data viitoare, vă doresc por la conștientizări, bineînțeles.